Bine ați revenit pe canalul meu, Mon Rouge by Oana. Astă seară voi crea un machiaj mai special pentru o cină romantică sau pentru Valentine's Day, pentru că tot se apropie, iar pentru cele care nu sărbătoresc Valentine's Day, puteți să-l luați ca pe un machiaj de seară, pentru o cină romantică, pentru o ocazie specială. Și nu în ultimul rând, o să încerc să folosesc, de fapt o să folosesc, doar produse foarte abordabile ca și preț. Nu o să vedeți niciun fel de produs de lux în acest video. Deci haideți să vedem cum reușim să facem acest lucru. Și încă de la început o să vă spun că acest machiaj este foarte simplu, foarte ușor de realizat. Nu o să facem ceva complicat, dar o să facem ceva foarte drăguț, romantic, misterios. Acum, bineînțeles, puteți să folosiți și alte culori. Eu o să vă dau doar câteva idei și voi puteți să le adaptați în funcție de tenul vostru, de preferințele voastre și așa mai departe. Și pentru fondul de ten de astăzi o să folosesc unul dintre preferatele mele. Da, și mai am încă o mică precizare. Întotdeauna când mergeți la un eveniment important, o cină romantică, un eveniment la care vreți ca totul să iasă perfect, încercați să nu vă luați riscuri, să puneți pe față produse noi care nu știți cum se comportă. Întotdeauna mergeți aproape la sigur, să spunem așa. Deci, ca și fond de ten, voi folosi Bourjois Healthy Mix în culoarea 54 bej și îl voi aplica cu pensula 103 de la Zoeva, care arată cam așa. Ca și anticiarcăn, o să folosesc anticiarcănul meu preferat al momentului, bine, unul dintre. Îmi place foarte mult acest anticiarcăn, este Liquid Camouflage de la Catrice. Eu am culoarea 02 Light Beige. Este un anticiarcăn foarte, foarte convenabil ca și preț. O să încerc să vă las pe ecran toate prețurile acestor produse. Și ceea ce îmi place la acest produs este și că este cu acoperire destul de ridicată și întotdeauna îmi place să-mi acopăr cearcănele. Și acum o să iau un beauty blender care a fost deja înmuiat în apă și o să estompez ușor. Acum o să fixez centrul feței și pentru aceasta o să folosesc pudra Stay Matte de la Rimmel în culoarea 001 transparentă cu pensula Contour Brush de la Real Techniques. Și pentru întreaga față o să folosesc această pensulă numărul 2 de la Cupio cu aceeași pudră. Nu exagerăm cu pudra, iar dacă totuși vi se pare că ați exagerat și tenul arată prea pudros, puteți întotdeauna să spreiați puțină apă termală peste și o să vedeți că acest efect pudros dispare. Nu este neapărat nevoie să aveți un MAC Fix Plus sau MAC Fix Plus sau alt tip, alt spray de acest gen care poate fi mai costisitor. Mai departe, ca și bronzer, o să folosesc un bronzer de la Rimmel. După cum vedeți, este aceeași gamă, Natural Bronzer. Se spune că este Waterproof Bronzing Powder, ceea ce este foarte bine pentru prețul pe care îl are. Ca și pensulă pentru bronzer, o să folosesc această pensulă numărul 02 de la NYX.
Și ca și farduri de ochi, o să folosesc această paletă de la NYX, NYX Ultimate Warm Neutrals. Este a mea, o să vă arăt și deschisă. Îmi place foarte mult această paletă pentru că este ușoară, are multe culori, putem crea diferite look-uri cu ea. Așadar, din paleta NYX o să iau această culoare maronie cu pensula mea de blending de la Peggy Sage, pe care o să o aplic tot așa în pliul ochiului, puțin deasupra. Știu că poate părea puțin plictisitor pentru unii, dar întotdeauna cu culorile de maroniu, bej, auriu, nu veți da greș niciodată, pentru că se potrivesc aproape oricui. Mai departe o să iau această culoare, care este o culoare roz, movulie, sidefată, foarte, foarte drăguță. O să o iau cu degetul și o să o aplic doar pe pleoapa mobilă. Ups! Și o aplic până în pliu. Este o culoare foarte delicată, romantică, deloc opulentă, foarte, foarte drăguță. Acum, aș spune că ar merge și un pic de intensitate în colțul extern al ochiului și pentru aceasta o să iau o altă pensulă de la Cupio numărul 202. O să iau această culoare roșiatică din mijloc. În colțul intern al ochiului o să adaug această culoare aproape albă, perlată, cu această pensulă de la Inglot, care este numărul 11S. Pentru linia genelor inferioare o să iau această pensulă de detaliu de la Real Techniques, și o să adaug culoarea aceasta roșiatică din mijloc, ultima pe care am adăugat-o în colțul extern. Și o să adaug tot în colțul extern. Nu vin până în interiorul ochiului, cam până pe la jumătate. Acum o să mă ocup de sprâncene, iar pentru aceasta o să folosesc creionul acesta de la Eylure în culoarea Taupe. Și iată, am umplut sprâncenele foarte ușor. Mie îmi plac sprâncenele destul de naturale, dar soțului meu îi plac sprâncenele aproape naturale, naturale, dacă înțelegeți ce vreau să spun, adică fără produs pe ele. De aceea încerc să le umplu cât de natural pot, ca să spunem așa. Mai departe o să folosesc un mascara pentru sprâncene, cel de la L'Oreal în culoarea transparentă. Se numește Brow Artist Plumber. Îmi place această culoare de creion, deja este o culoare destul de universală, aș spune eu. Nu este deloc închisă, dură, nu știu cum să o caracterizez. Este foarte, foarte naturală, da, de fapt, ăsta e cuvântul. Și, iarăși, prețul este foarte atrăgător, again. V-am spus că astăzi suntem doar cu prețuri atrăgătoare și produse foarte bune. În orice caz îmi place să filmez astfel de tutoriale, de machiaje cu diferite produse, cât de ieftine posibil, dar care să funcționeze, bineînțeles. Nu le-am ales pe cele mai ieftine, dar în cazul în care vreți un tutorial numai cu produse de make-up cât de ieftin posibile, let me know în comentarii și o să fac și acest lucru. Și acum să ne ocupăm și de mascara. Ca și mascara o să folosesc Lash Sensational de la Maybelline.
Am auzit foarte multe lucruri frumoase și interesante despre acest mascara. Deja este foarte atrăgător ca și preț, again, pentru că vorbim despre astfel de produse astăzi. Este un produs drugstore și am auzit și am văzut multe tutoriale interesante pe YouTube despre acest mascara. Este prima dată când îl folosesc, deci să vedem ce iese. Acum riscăm puțin, să spunem așa. Ce-mi place la acest mascara este faptul că îndoaie genele și chiar se vede lucrul acesta, nu știu dacă prin cameră se vede, dar eu chiar îl văd, le separă foarte bine și le dă puțin de volum, nu exagerat de mult, dar arată foarte bine genele, sunt foarte mulțumită de el. Suntem aproape gata, ca și blush o să folosesc blush-ul acesta de la Kiko în culoarea 03. Este un trio blush cu trei culori foarte frumoase de roz, bej, corai, pal. Și ca și iluminator o să folosesc această paletă de la Essence, Face Luminizer Palette, și are trei tipuri de highlighter. Eu o să folosesc această culoare puțin mai aurie. Pentru blush o să iau pensula de blush de la Real Techniques. O să amestec toate trei culorile, înlătur excesul pentru că este puțin pudros și pigmentat, după cum vedeți. Așa, iar ca și pensulă pentru iluminator, să folosesc Setting Brush de la Real Techniques. În cazul în care nu aveți un iluminator, puteți foarte bine folosi un far de ploape. Funcționează la fel de bine. Dacă vreți, putem încerca și astăzi un far de ploape. Să vă arăt cum arată pe față, ca și iluminator. Stați să-l găsesc și revin imediat! Am acest far de la Kiko în culoarea 208. Este un Long Lasting Wet and Dry Use Eyeshadow și arată sublim. Mai puțin că s-a decolat, s-a dezlipit. Uitați, arată cam așa. Este un auriu superb și o să-l aplic cu aceeași pensulă să vedem ce iese. Pentru buze am un produs care îmi place foarte, foarte mult. Este un produs de la Sleek care se numește Matte Me Ultra Smooth Matte Lip Cream. Nu este un liquid lipstick, dar culoarea este sublimă, superbă. Eu am culoarea Shabby Chic, numărul 1037. Haideți să vedem cum îl aplicăm. Are un aplicator cam așa. Nu o să folosesc un creion de buze. Este superb, culoarea este superbă. Singurul lucru care nu-mi place este aplicatorul, care este foarte stiff, fix, tare. Nu este deloc maleabil, nu știu cum să-i spun. Dar culoarea îmi place foarte, foarte mult și mi se pare că se potrivește la o cină romantică, pentru că nu este nici un roz bonbon cu picățele, nici roșu foarte aprins, nici vampy foarte închis. Este între un nude, este puțin mai mult decât natural, să spunem. Evantaiul în acțiune. Am
aruncat un mic element care poate să facă o diferență foarte mare. Este acest creion Scandalize 24 de ore. Este un creion nude pentru linia interioară a ochiului și îl voi aplica chiar acum. Așa arată machiajul pentru o cină romantică sau Valentine's Day. Rămâneți alături de mine pentru că revin imediat și cu părul făcut. Am revenit și cu coafiura. Îmi place foarte mult să am așa puțin părul ondulat, nu foarte tare, nu exagerat, un stil de wavy pentru păr scurt. Sper că acest video vi s-a părut folositor. Nu uitați să-mi lăsați în comentarii ce anume folosiți ca și produse de machiaj pentru un astfel de eveniment și, bineînțeles, ce machiaj vă place să vă faceți, un machiaj mai natural, romantic, ceva mai vampy, ceva mai sexy, un smokey eye. Aștept comentariile voastre și sugestiile voastre. Nu uitați să dați un like acestui video dacă v-a plăcut și să vă abonați la canalul meu. Vă pup și vă spun pe curând! Bye, bye!